În zilele noastre, tot mai puțini oameni aleg să postească, indiferent de vârstă. Unora li se pare ceva fără importanță sau rost. Alții pun pe seama anumitor boli această neputință. În fapt, nu există piedici adevărate, spun părinții. Chiar și cel bolnav poate posti, fiindcă tocmai postul l-ar ajuta să se vindece. Pentru unii, pare o adevărată provocare. Postul trebuie ținut cu bucurie, fiindcă nu este o osândă, ci o mică nevoință făcută cu scopul de a fi mai aproape de Dumnezeu și a te împărtăși apoi cu trupul și sângele Lui prin Euharistie. Postul te ajută să fii mai bun, să te gândești de două ori înainte de a deschide gura, înainte de a-l judeca pe cel de lângă tine, să nu mănânci sau să bei peste măsură. Sunt de fapt lucruri pe care ar trebui să le facem mereu, nu numai în post. După cum se știe, postul este de la Adam și Eva. Când Dumnezeu le spune celor doi locuitori ai raiului să nu se atingă de pomul cunoștinței binelui și răului, de fapt, el îi îndeamnă la post. Părintele Ilie Cleopa ne arată că în Biblie sunt nenumărate exemple ale celor care au ținut post. Mântuitorul însuși a postit 40 de zile și 40 de nopți în pustie înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. Și tot Mântuitorul ne învață cum să postim. El ne spune că diavolul nu poate fi izgonit decât cu post și rugăciune. Iisus a postit și postul l-a împletit cu toate celelalte: mila, adevărul, dreptatea, iubirea, lumina și dragostea de lege și de Dumnezeu cu care a legat pe Satan. Posteau de asemenea sfinții apostoli și ucenicii lor. Ei au rânduit postul pentru creștini. Moise a postit 40 de zile și 40 de nopți. Ilie prorocul, la fel, a postit 40 de zile. Daniel, de asemenea, a postit. Scopul postului nu este numai de a face deosebiri între unele mâncăruri, ci de a disciplina trupul și puterile sufletești spre ușurare și curățire de păcate, ne spune părintele Cleopa. Postul folosește și sufletului și trupului, pentru că întărește trupul, ușurează și curățește sufletul. Păstrează sănătatea trupului și dă aripi sufletului. Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire, dar în același timp și un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că El este o jertfă, adică o renunțare de bunăvoie la ceva ce ne este îngăduit, izvorâtă din iubirea și respectul pe care îl avem față de Dumnezeu. Postul este și un mijloc de desăvârșire, de omorâre a voii trupului, un semn văzut al râvnei și sârguinței noastre spre asemănarea cu Dumnezeu și cu îngerii care n-au nevoie de hrană. Postul este lucrul lui Dumnezeu, căci lui nu-i trebuie hrană, zice Sfântul Simeon al Tesalonicului. Este viață și petrecere îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană. Este omorârea trupului, că acesta hrănindu-se ne-a făcut morți. Și izgonirea patimilor este postul, căci lăcomia întărâtă patimile trupului.
După cum știm, există post trupesc și există post duhovnicesc. Postul trupesc este atunci când pântecele se înfrânează de la mâncare și băutură. Postul duhovnicesc este atunci când sufletul se abține de la gânduri, fapte și cuvinte rele. Postitor adevărat este cel care se reține de la desfrânare, predesfrânare și de la orice necurăție. Postitor adevărat este cel care se stăpânește să nu se mânie, să nu se înfurie, să nu facă răutate și să nu se răzbune. Postitor adevărat este cel care își pune pază gurii sale și se abține de la flecăreli, de la vorbe murdare, de la nebunii, clevetiri, osândiri, lingușeli, minciuni și de la orice defăimare. Postitor adevărat este cel care își înfrânează mâinile de la hoție, răpire, prădare, iar inima de la dorirea lucrurilor străine. Într-un cuvânt, adevăratul postitor este cel care se îndepărtează de la orice rău. Iată, creștine, postul duhovnicesc. Ne este folositor și postul trupesc pentru că slujește omorârii patimilor noastre, dar postul duhovnicesc ne este absolut de trebuință, pentru că fără el, nici postul trupesc nu este nimic. Mulți postesc cu trupul, dar nu postesc cu sufletul. Mulți postesc de mâncare și băutură, dar nu postesc de gânduri, fapte și cuvinte rele. Și care le poate fi folosul din aceasta? Mulți postesc o zi, două sau mai mult, dar de mânie, de ținerea de minte a răului și de răzbunare nu vor să postească. Mulți se înfrânează de la vin, carne, pește, dar cu limba îi mușcă pe semenii lor. Deci, ce folos au din aceasta? Unii nu se ating cu mâinile de mâncare, dar le întind la mită, răpire și prădarea bunului străin. Ce folos au deci din aceasta? Postul adevărat și curat este abținerea de la orice rău. Dacă vrei, creștine, să-ți fie postul folositor, atunci, postind trupește, să postești și duhovnicește și să postești întotdeauna. Cum pui frâu pântecelui tău, tot așa pune-l și gândurilor și patimilor tale cele rele. Să postească mintea ta de gândurile cele deșarte. Să postească mintea ta de ținerea de minte a răului. Să postească voia ta de dorința cea rea. Să postească ochii tăi de vederea cea rea. Întoarce-ți ochii tăi ca să nu vadă deșertăciunea. Să postească urechea ta de cântece spurcate și de șoapte clevetitoare. Să postească limba ta de clevetire, de osândire, de vorbe spurcate și de orice cuvânt deșert și vătămător. Să postească mâinile tale de la bătaie și de la răpirea bunurilor celor străine. Să postească picioarele tale de la a umbla într-o răutate. Ferește-te de rău și fă bine. Iată postul creștinesc pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Pocăiește-te și înfrânează de la orice cuvânt, faptă și gând rău, deprinde-te cu virtuțiile și întotdeauna vei posti înaintea lui Dumnezeu. Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios, care este cuprinsă în porunca a doua a bisericii. Trebuie să postim nu numai cu trupul, ci și cu sufletul, adică nu numai mâncând de post,
ci și înfrânându-ne totodată de la patimi, păcate și ispite. Odată cu înfrânarea de la mâncărurile de dulce, să ne silim a ne curăți nu numai trupul, ci și sufletul, petrecând în rugăciune și pocăință. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: postiți, arătați-mi-o prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți milă de el. Un dușman, împăcați-vă cu el. Un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați. O femeie frumoasă, întoarceți capul. Nu numai gura și stomacul vostru să postească, ci și ochiul și urechile și picioarele și mâinile voastre și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate și de hrăpire și de lăcomie. Picioarele, nealergând la priveliști urâte și în calea păcătoșilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumusețile străine. Iar gura trebuie să postească de sudalme și de alte vorbiri rușinoase. Vremea postului este o vreme de bucurie duhovnicească în care simți cum te eliberezi de lanțurile patimilor care te țineau în robie. Numai fariseii erau triști când posteau, fiindcă o făceau ca să fie lăudați de oameni și nu pentru a se apropia de Dumnezeu. Prin urmare, este necesar a înțelege că postul trebuie ținut nu doar pentru a ne curăța trupul și pentru a ne feri de boli, ci mai ales pentru a ne hrăni sufletul. Postul înseamnă renunțarea de bunăvoie la plăceri și primirea cu mulțumire și cu bucurie a tot ceea ce ne dă Dumnezeu în viață pentru a înainta pe calea spre mântuire. Prin post cunoști taina lumii. Prin post cunoști pe Satana. Prin post cunoști pe Dumnezeu și pe tine însuți.